Pentru a primi, mai întâi trebuie să oferi. În acest caz, de exemplu, mai întâi trebuie să oferi cum ai grijă de casa în care locuiești. O îngrijești ca și cum ar fi exact casa ta. Te gândești la ea ca și cum ar fi deja casa ta. Îngrijești fiecare lucru ca și cum deja ar fi al tău. Da? Lucrul acesta am observat că a funcționat la mine incredibil de bine, exact pe casă. Ai început, de exemplu, să plantezi o astfel de sămânță, să ajuți o altă persoană să aibă casa mai frumoasă, să ajuți o altă persoană să își găsească propria casă, de exemplu, da? Oferă altora lucruri pe care tu îți dorești să îl dobândești. Legea primirii spune că pentru a primi, mai întâi trebuie să oferi acel lucru. Gândurile sunt lucruri, gândurile sunt energie. Gândul este singura putere care poate produce bogăție din substanța gânditoare. Și când spun bogăție, nu mă refer doar la bogăție materială, la prosperitate financiară. Mă refer la bogăție în sensul de abundență, bogăție de fericire, bogăție de iubire, bogăție de relații fericite și împlinite, bogăție de stare de bine, bogăție de timp petrecut de bună calitate, de orice îți dorești în viața ta, bogăție de sănătate, da? de abundență pe toate planurile. Gândul este singura putere care poate produce această abundență, această bogăție din această stare. Unde te plasezi cu mintea ta? Te plasezi cu mintea, te gândești la apartamentul tău, de exemplu, sau te plasezi cu mintea la casa în chirie care nu-ți place și care este urâtă și de care te-ai săturat, de exemplu. Da? Ok. Marius ne spune aici, și dacă totuși dai și dai chiar ani de zile și nu vine ce-ți dorești, ce faci? Sunt două moduri de a oferi, un mod corect și un mod incorrect. În momentul în care, de exemplu, tu dai unei persoane care nu vrea să se ajute pe ea însăși, da, și tu bagi binele cu forța, atunci nu te aștepta la recunoștință. În momentul în care dai cu scopul de a primi și ca pe o formă de control, atunci iarăși nu funcționează, da? Ceea ce tu dai este ca și cum această lege e ca atunci când, de exemplu, dai, cum oferă râul? Un râu cum își oferă apa? Îți oferă apa ca tu să-i dai ceva râului? Nu, râul oferă apa pentru că așa este el, aceea este esența lui. El pur și simplu curge, da? Curge și curge și curge și curge pentru că asta este, îți oferă din ceea ce este el, nu din ceea ce are el, da? Ei, așa și tu, în momentul în care tu oferi, oferi nu cu scopul de a controla universul sau vreo anumită persoană sau vreo anumită experiență, ci oferi pentru că asta ești, da? În momentul în care am început să aplic această lege, de exemplu, în coaching, lucrurile au început să funcționeze pentru mine. Am început să intru în contact mult mai mult cu clienții mei, am început să susțin cursuri gratuite, am început să susțin webinarii gratuite, să fac live-uri, să postez articole gratuite, să trimit materiale pe newsletter gratuite, de exemplu. Am început să ofer aceste lucruri pentru că simțeam să le ofer, pentru că îmi place teribil, da? Îmi place să vorbesc, îmi place să împărtășesc, îmi place această lume a coaching-ului, a dezvoltării personale, da? A business-ului. Este ceea ce pe mine mă reprezintă. Da? Ei, în momentul în care tu vii și oferi clienților tăi, da? Oferi pur și simplu din ceea ce tu ești. Da? Din ceea ce tu ești, Diana, îmi spune, îmi doresc să-mi deschid un cabinet de kinetoterapie, fizioterapie și masaj. Eu lucrez în domeniu, fac masaj. Unde trebuie să lucrez eu mai mult cu mine? În primul rând, să folosești facultățile intelectuale superioare, să te imaginezi că deja ai acel cabinet. În al doilea rând, să începi să oferi din ceea ce tu ești, da? Adică să începi să oferi oamenilor masaj gratuit, o primă sesiune gratuită, da? După care, în felul acesta, să poți să ajungi la ei 10 minute, 15 minute, da? Ok? Și depinde din nou care este vibrația ta. Care este vibrația ta? Tu vibrezi la nivel de persoană care este proprietară de cabinet de kinetoterapie sau tu vibrezi la nivel de angajat, la nivel de salariat sau la nivel de hobby sau la nivel de, nu știu, persoană cu stări emoționale proaste, să spunem, da? Te trezești dimineața și ești
wow, ce fain, astăzi mai fac încă o acțiune ca să am cabinetul meu de kinetoterapie. Sau te trezești dimineața și zici, ah, la naiba, iau, este dezastru în casă, ce să fac, să n-am chef de nimic, m-am certat aseară cu partenerul. Da? Care este starea ta emoțională? Da? Astea sunt așa niște lucruri generale, basic, însă depinde și de cazul tău concret, pentru că sunt multe alte legi. Da? Este legea gândirii, legea furnizării, legea atracției, legea creșterii, legea primirii, legea compensației, non-rezistenței, iertare, sacrificiu, legea polarității, legea ritmului, genului, gestații. Sunt o mulțime de legi, pe toate le găsiți în cursul Legile Universului, la care vei primi o ofertă chiar acum la finalul webinarului. Legea primirii spune, dați și vi se va da, exact cum spune și în Biblie. O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă exact ca un râu, cum spuneam mai devreme, va fi pusă în poala voastră, căci cu ce măsurați vi se va măsura. Dăruiește, da? Fără grija că nu se va întoarce. În momentul în care eu am început, de exemplu, să dăruiesc, am spus ce-mi doresc eu în această perioadă, prosperitate financiară, în momentul când eu am început să dăruiesc bani, acela a fost momentul când eu am început să câștig mai bine. Înainte nu aș fi dat, nu știu, nici bacșiș la restaurant, dar îl dăteam așa cu strângere de inimă sau cât mai puțin. N-aș fi dat, nu știu, bani unui cerșetor, n-aș fi donat cuiva niște bani. În momentul când am început să plantez aceste semințe, adică să dăruiesc exact lucrul pe care eu îmi doream să-l primesc, nu de la acea persoană, ci de la univers, pur și simplu de la acea substanță gânditoare, da? Eu plasam, dăruiam. Foloseam această lege a primirii și am spus, dăruiesc, căci cu ce măsurați, cu aceea vi se va măsura. Da? Legea primirii mai spune, și ce seamănă omul, aceea va și secera. Cu alte cuvinte, dacă tu vii și semeni gânduri care sunt gânduri de tipul eu nu pot, eu nu mă pricep, eu nu știu, n-am bani, am vârsta, sunt prea tânăr, sunt prea bătrân, sunt prea slab, sunt prea gras. Deci dacă tu semeni astfel de gânduri în mintea ta, care este ca un sol fertil, da? Ce fel de recoltă vei culege? O recoltă pe măsura semințelor pe care tu le-ai plantat. Mintea omului, mintea ta este ca un sol. Da? Imaginează-ți un pământ în care tu plantezi o sămânță de porumb și o sămânță de, nu știu, o buruiană, ambele vor rodi. Și ba din contră, cred că buruiana rodește și mai repede și crește și mai înaltă, da? Deci ambele, solul nu ține seama că sămânța aia este bună, că sămânța aia este rea. La fel și mintea, la fel și această substanță gânditoare pe care tu o impregnezi. Nu ține seama că acel gând este că te ajută, că nu te ajută, da? Tu ești în controlul a ceea ce tu faci, da? Ok. Bun. Ok. Legea primirii. Let go. Dă drumul lucrurilor și nu te îngrijora în legătură cu ce vei primi. Nu te gândi obsesiv la ce vei primi și dacă vei primi. Da? Nu te îngrijora în legătură cu ce vei primi și dacă vei primi. Alina spune aici și totuși dau peste oameni bogați care sunt extrem de zgârciți. Atenție, Alina, cum folosesc percepția? Da? Cum folosești percepția? Pentru că acei oameni sunt așa cum sunt. Felul cum tu îi percepi, că tu îi percepi așa, depinde de tine, este percepția ta. Da? Este sămânța care există în mintea ta, care face ca tu să-i selectezi. Da? Câți oameni bogați, extrem de zgârciți, cunoști? Da? Câți oameni bogați? Câți? 2, 3, 5? Câți există în lumea asta? Da? Observă că mintea ta selectează, da? Îi selectezi pe aceea, pentru că e foarte posibil să ai această convingere în minte care sunt așa, bogații sunt zgârciți și dacă tu gândești lucrul acesta, vei vedea lucrul acesta în exterior, schimbă convingerea asta și vei vedea oameni care au bani și care dăruiesc. Plus de alta, noi nu știm niciodată acel om cui și ce dăruiește. Poate ne dăruiește nouă, dar cu o altă persoană are o cu totul altă fațetă. Da? Iar acea lege, fi convins că o aplică. De exemplu, legea primirii, cum o poți aplica atunci când ai un business online? Vă dau un exemplu foarte, foarte așa, cum să spun, la îndemână, care îmi vine acum în minte și pe care l-am mai dat și la școala de coaching cursanților mei. Nu știu dacă sunteți pasionați de gătit, de bucătărie, de lucruri de genul acesta, de exemplu, da? Ok,
Însă, eu, de exemplu, am intrat de multe ori pe site la Jamila, da? Jamila, care și-a construit un business în bucătărie, da? Deci nu o cunosc personal, n-am nicio treabă, nu-s plătită să-i fac reclamă. Pur și simplu am intrat pe site-ul ei și am folosit rețetele, da? Ce a făcut Jamila? Cum a aplicat Jamila această lege a universității? A oferit, deși eu n-am plătit niciodată în viața mea un singur leu la Jamila, am beneficiat din plin de ceea ce s-a revărsat din ea, de ceea ce ea a împărtășit oamenilor, rețetele acelea extraordinare de bucătărie, da? Aceia dintre voi care vă doriți să aveți afacerea voastră, dacă tu îți dorești să ai afacerea ta în coaching sau într-un alt domeniu, da? Poate te vei înscrie la școala de coaching, poate te vei înscrie la școala de business, aplici această lege, de exemplu, dăruiești lucrurile acestea, da? Dăruiești din prea plinul tău, da? Nu este vorba doar despre a dărui bani, da? Cum vorbeam mai devreme cu Alina, ci este pur și simplu din a dărui ceea ce tu ești ca râu, ca și curgere. Da? Eu n-am plătit niciodată niciun ban, însă universul a recompensat-o pe Jamila pe altă parte. Banii au ajuns la ea pe altă parte. Eu am fost ajutată de Jamila gratuit. Intru astăzi pe site, văd acolo, vreau să gătesc ceva, știu unde să mă duc, da? pe internet. Deci cam așa funcționează această lege a primirii. Dă drumul lucrurilor, nu te îngrijora în legătură cu ceea ce vei primi. Ai încredere în univers. Cât de mult primești este proporțional cu cât îți permiți să primești.